Bună ziua, dragilor! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc floricele integrale cu multă sămânță. Uitați-vă cât de bine arată! Sunt foarte, foarte superbe! Și cu măsline, da, deci avem și măsline aici. Este foarte aici, am rupt deja una, să vă arăt ce pufoșenie este. Sunt foarte pufoase și foarte sănătoase. Deci, dați să începem să pregătim bunătatea aceasta. Așa, deci, pentru floricelile noastre vom avea nevoie de 500 grame de făină integrală. La mine este integrală, după cum se vede. Așa, 600 ml de apă, dar vom vedea dacă va merge toată. 100 ml de ulei de măsline, 10 grame de drojdie uscată, 50 de grame de semințe de in, 50 de grame de semințe de dovleac, 50 de grame de semințe de floarea soarelui, o lingură de zahăr, jumătate de linguriță de sare. Aici am tot felul de semințe amestecate pentru decor și susan, da? Ia că aici tot am susan. Deci, dați să facem aluatul. Așa, turnăm în ceașcă 200 ml de apă. Și nu uităm. Așa, 200 ml, ca să știm, da, cât aproximativ. Adăugăm drojdia uscată și zahărul. Așa. Și una, două linguriți de făină. Asta la noi va fi maiaua. Dizolvăm și lăsăm pentru 5 minute să înfle drojdia. Între timp cât se ridică la noi drojdia, cernem făina. Așa, adăugăm sarea. Puteți face și cu făina albă, nu numai decât integrală. Asta la dorința fiecăruia. Dar eu când fac pâine cu semințuri, da, eu ador să fac cu făină integrală, că iese mai gustoasă. Dar când fac pânică, așa simplă, o fac cu făină albă. Așa. La noi, după cum vedeți, s-a ridicat puțin drojdia, da? E că se vede, s-a ridicat. Acum o turnăm deasupra. Așa. O turnăm deasupra. Turnăm puțin ulei. Așa. Mai turnăm puțin apă. Așa. 300 ml deja le-am turnat. A să vedem dacă să ne mai trebuiască. Da, să ne mai trebuiască. Așa. Mai turnăm. Așa. Cred că să o turnăm tot. Dacă ne mai trebuie puțină făină, a să adăugăm. Dar nu trebuie să primească un aluat așa mai e. Acum vom adăuga semințele. Da, pentru decor, dacă să doriți, puteți să luați și să puneți de astea, cum se cheamă, măsline. Așa, acum ne va mai trebui puțină făină, dar nu multă, că n-a să facem un aluat vârtos.
Ketli care sunt la Israel. Ia că cu și făină folosesc eu integrală. Care sunt la Israel. Vedeți, așa, eu am mai pus aici 100 de grame de făină și să vedem dacă va merge toată. Înseamnă că puneți, dacă la jumătate de kilogram de făină, puneți 500 de grame de apă, nu 600 de mililitri, adică. Așa. Așa, adăugăm și uleiul care ne-a rămas și frământăm mai departe. Deci, am pus 600 de grame de făină, au mers la mine, și 600 de mililitri de apă. Înseamnă că la 100 de grame de făină merge 100 de mililitri de apă. Așa mi-a ieșit la mine. Aluatul trebuie să fie puțin lipicios, pentru că nu îl bateți cu făină, că n-a să vă primească floricelile pufoase. Iată așa. A lăsăm pentru o oră jumate la călduț să se dubleze volumul. Iată așa. Alunatul nostru este gata. Al punem la loc călduț să crească. Iată așa arată. Nu-i chiar lipicios tare, dar trebuie să fie, după cum am spus, moale ca să crească, să fie pufos. Așa, îl punem la crescut, după revin. Așa. Deci, la mine a crescut aluatul de 3 ore, asta e a 3-a oară. A crescut aluatul a 3-a oară, îl pun pe masa de lucru. Așa. Și acum, uitați-vă ce pufos e. Acum voi tăia niște biluțe. Așa. Așa. Acum vom forma niște biluțe. Iată așa. Dacă este puțin lipicios, puneți ulei sau făină, cum fac eu. Așa. După ce facem biluțele, le lăsăm să dospească încă vreo 10 minute, nu mai mult. Pentru că aluatul a dospit de ajuns la mine. Asta fiecare la... Dacă aveți timp, puteți să faceți din prima... Când o crescu prima dată, atunci puteți să începeți să formați. Dar eu am avut puțină treabă și l-am lăsat să dospească mai mult. Dar dacă voi vrați, deodată puteți să faceți. Așa, facem aproximativ să fie toate tot una. Așa. E cam lipicios puțin, dar nu nimic strașnic. Pentru ca să avem niște floricele sau chifle, să le zicem, da? Cum doriți, așa spuneți. Să avem niște floricele
foarte puhave, aluatul trebuie să fie puțin lipicios, să nu fie bătut cu făină. Așa. Asta e cam mare. Nu e mică. Așa. Așa. Deci, le lăsăm, le acoperim și le lăsăm pentru 10 minute. Așa, a trecut 10 minute, aluatul a crescut, îl întindem puțin. Așa. Punem un pahar la mijloc. Așa. Și tăiem. Da, să luăm cuțitul, cred că. Așa. Așa. Și mai tăiem în două. Nu până la capăt. Puteți să faceți și din făină normală. Așa. Acum luăm și punem aici câte o măslină și lipim. Așa. Sunt niște floricele sănătoase. Și repede să pregătesc la mini bătrânica tușește, nu e nimic strașnic, noi tușim câteodată. Așa, ia ca așa floricelile noastre. Aici, în mijloc, acum aici am ulei de măsline, o punem pe tavă, așa, după ce am pus-o pe tavă, luăm ulei de măsline, așa, ungem puțin și aici, în mijloc, adăugăm puține, așa. Așa. E așa. Așa. În felul următor, așa, floricică. În felul următor procedăm cu toate 8. Punem aici, punem 4. După ce punem 4, le dăm la cuptorul preîncălzit la 175 de grade până ce puțin să ruminesc. Fiindcă aluatul este ușurel, este dospit bine și ele se vor coace foarte repede. După ce le coc, revin cu rezultatul. E ca așa, dragii mei, o parte am scos-o din cuptor. Vreau să vă arăt cum arată. Ia că așa arată floricelile noastre. Foarte, foarte superbe. Vreau să vă arăt cât de moi. Uitați-vă cât de moi. Cât de puhave.
Se vede, da? Este o bunătate. Nu vă pot trăda ce bunătate este. Uitați-vă. E ca așa. Deci, dragii mei, încercați și voi rețeta aceasta. Este o rețetă superbă de sănătoasă. Într-adevăr, este făină integrală cu semințe și este o pânică sănătoasă, da? Cum să zicem. Fără ou, fără lapte, adică sănătos. Deci încercați-o și voi. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, abonați-vă la canalul meu, scrieți în comentarii care o încercați și dacă v-a plăcut și vouă. Scrieți în comentarii alte rețete de-a voastre ca să le încerc și eu. Și ce să vă mai spun? Sănătate multă, vouă și la familiile voastre și numai bine! Pa, pa!